Pentru majoritatea copiilor, Crăciunul este o sărbătoare care merită așteptată cu nerăbdare. Pentru Evan, în vârstă de 13 ani, era ceva de care se teamă. Evan încă își amintea clar de al 7-lea ajun al Crăciunului, o seară pe care el, ca majoritatea copiilor, o aștepta cu nerăbdare de multă vreme. A doua zi dimineață, se trezea de vreme și își deschidea toate cadourile, dornic să vadă ce surprize îi lasă moșul. Evan și-a imaginat noaptea agitată care urma și s-a gândit că, dacă ar asculta cu atenție, ar putea să-l audă pe Moș Crăciun coborând pe horn. Dar în ajunul Crăciunului nu a mers totul conform planului. Nu a trecut mult până când entuziasmul lui Evan a lăsat loc groazei. Mama insistase că Moș Crăciun nu va veni dacă Evan stătea treaz până târziu și tocmai începuse să-l trimită în pat când el a fost distras de un zgomot puternic și înfundat pe acoperiș. Părea să vină direct de deasupra șemineului. Era fix ca în povestea aceea, noaptea de dinainte de Crăciun. A apărut un astfel de zgomot, iar Evan s-a apropiat de horn pentru a vedea care-i treaba. Oare Moș Crăciun se hotărâse să-și facă apariția? Cenușa cădea din colțurile coșului de fum pe fundul șemineului, scoțând fum de corbune și un miros de ars. Cineva sau ceva trebuia să fi deranjat cenușa. Evan era sigur de asta. Cine altcineva ar coborî pe horn în ajunul Crăciunului? Hornul zdrângăni și o voce profundă și rostogolită a izbucnit în aer. Celebrul Ho, ho, ho! Al lui Moș Crăciun răsună pe horn, în timp ce Evan privea încântat. Lucrurile au rămas tăcute pentru o clipă. Mama lui Evan stătea în spatele lui, privind. Apoi a apărut cel mai mare zgomot de până acum. A urmat o explozie de fum cenușiu când munți de cenuș au căzut pe fundul șemineului. Șemineul tremura de parcă ar fi fost un cutremur brusc. Apoi, în mijlocul cenușii, s-a văzut pentru o secundă ceva roșu și s-a auzit o bubuitură puternică. Oare Moș Crăciun a ajuns? Evan se repezi înainte, incapabil să se oprească. A simțit o izbucnire de entuziasm, dar mama a ajuns înaintea lui la șemineu. Evan a încercat să-și amintească ultima dată când mama lui și-a exprimat entuziasmul și nu a reușit. Apoi, fumul s-a limpezit și a apărut Moș Crăciun căzut. Nu avea tocmai burta la care se aștepta Evan, dar aceasta era cea mai mică dintre observațiile lui. Evan a ignit când a văzut că barba lui Moș Crăciun părea să alunece în timpul căderii sale. Dar nu a fost sânge. Singurul sânge a venit din capul lui Moș Crăciun și a fost doar un firicel. Lucrul rău era că un firicel de sânge venea din ceea ce părea o adâncitură mare în capul lui Moș Crăciun. Evan se încruntă. Moș Crăciun nu putea muri. Era prea bun pentru asta. Nu putea muri. Nu acum. Deci, cineva i-a făcut o farsă, nu? Evan aruncă o privire spre barba care părea să alunece de pe fața lui Moș Crăciun. Bărbile nu se mișcau așa. Cel puțin, nu cele reale. Deci, dacă nu era o barbă adevărată, trebuia să fie una falsă. Dar, dacă era o barbă falsă, atunci costumul lui Moș Crăciun era și el un costum fals. Acesta nu a fost Moș Crăciun adevărat. Acesta a fost un Moș Crăciun deghizat. Evan s-a uitat încă o dată la trăsăturile expuse ale falsului Moș Crăciun, încercând să-și dea seama cine ar putea fi această persoană, și a recunoscut chipul care îi părea atât de familiar. Și-a dat seama, pentru prima dată, că mama nu fusese niciodată entuziasmată. În schimb, se repezise la trupul falsului Moș Crăciun, îndurerată. Suspinele i-au zguduit trupul, lacrimile ei picurând pe costumul fals al lui Moș Crăciun. Evan s-a ridicat uluit și a murmurat un cuvânt. Tată? Evan s-a trezit cu o sudoare rece, ridicându-se în poziție de șezut. S-a uitat la ceas și a citit. Ora 2:19 dimineața. Înainte să stingă lumina ceasului, a citit data. 20 decembrie. Mai sunt doar 5 zile până la Crăciun. Cândva
Evan s-ar fi bucurat de asta, dar acum și-a dorit ca Crăciunul să nu vină niciodată. A fost din nou același vis, foarte precis, cu privire la fiecare detaliu. Seara aceea era exact cum fusese în vis. Nu a încetat să-l uimească niciodată cât de vii erau aceste vise. L-au forțat pe Evan să retrăiască cel mai rău moment din viața lui. Ale dracu, coșmaruri! S-au înrăutățit în preajma Crăciunului. El visa la acea seară fatidică în care tatăl său a alunecat și a căzut pe horn, zdrobindu-și craniul. Sau visa acele gheare, acele fâșii ascuțite de os lustruit, arme care l-ar putea tăia cu atât de multă ușurință doar dacă l-ar fi atins. Majoritatea copiilor, odată cu creșterea în vârstă, au încetat să creadă în Moș Crăciun, ajungând să accepte că Moș Crăciun este doar un alt mit creat pentru a-i face pe copii fericiți. Dar Evan nu a depășit asta ca orice copil. Credința lui fusese zdrobită de moartea tragică a tatălui său. Tatăl lui încercase doar să-l surprindă pe Evan, dar făcuse mult mai mult de atât. Îl traumatizase pe Evan, moartea lui lăsându-i cicatrici adânci. Și în fiecare Crăciun, Moș Crăciun îl bântuia pe Evan. Evan era convins că Moș Crăciun era un fel de demon în formă umanoidă. Cu siguranță nu era uman. Era un fel de entitate supranaturală, dar el îl considerase întotdeauna un demon. Moș Crăciun se afla în viața lui Evan de când a murit tatăl său și, deși el lipsea în mare parte în timpul anului, se va întoarce în jurul lunii noiembrie, poate la sfârșitul lunii octombrie. Când se apropie Crăciunul, ei bine, va deveni mai persistent atunci. Au fost coșmarurile, în primul rând, și viziunile, iar Evan nu ducea lipsă de crize și convulsii în preajma Crăciunului, când Moș Crăciun era cel mai rău. Uneori avea atacuri de panică, ce păreau să vină de nicăieri și nu exista nicio îndoială cine le provocase. Evan nu era străin hărțuirilor la școală din cauza convulsiilor și a antipatiei sale puternice față de Crăciun. Copilul știa că acest Moș Crăciun, într-un fel, fusese declanșat de moartea tatălui său. Uneori, Evan credea că Moș Crăciun era de fapt fantoma tatălui său, devenită spirit răzbunător datorită existenței în viața de apoi. Evan nu era unul care să creadă în supranatural, dar Moș Crăciun l-a făcut să se răzguntească cu privire la o mulțime de lucruri. După un timp, Evan a fost forțat să accepte că Moș Crăciun avea să se întoarcă mereu. Chiar dacă ar fi renunțat la propria lui antipatie față de sărbătoarea de Crăciun, Evan nu va mai avea niciodată un Crăciun fericit. Crăciunul a provocat moartea tatălui său. Crăciunul a făcut să apară acel demon care îi bântuie visele. Capul lui Evan se întinse pe pernă. Școala se terminase cu săptămâni înainte, dar el încă se temea de ziua următoare și de fiecare zi care urma până la Crăciun. Ceea ce el aștepta cu nerăbdare era absența lui Moș Crăciun. Moș Crăciun mai zăbovea puțin după Crăciun, apoi dispărea încet, iar Evan nu mai avea de-a face cu el între lunile februarie și noiembrie. Apoi putea să uite de Crăciun, să se prefacă că nu a existat niciodată. Dar, orice ar fi, Moș Crăciun se întorcea mereu, iar Evan era sigur că nu se va mai elibera niciodată de existența sa demonică. Evan s-a trezit de vreme și s-a rostogolit din pat, deschizându-și laptopul fără a se deranja să tragă draperiile sau să aprindă lumina. Voia să intre online, să-și verifice Facebook-ul, să joace niște jocuri, să facă orice pentru a-și lua mintea de la Crăciun și, mai important, de la Moș Crăciun. Trecu o oră sau două până când Evan se așeză la masă pentru a lua un mic dejun leneș cu fulgi de porumb, timp în care mama lui Evan se ridicase din pat. Mama lui s-a exclus din societate, la puțin timp după ce a devenit văduvă pe neașteptate, dezvoltând un caz puternic de depresie. În cele din urmă, se împăcase cu moartea soțului ei și devenise o mamă mai iubitoare pentru băiat, dar, totuși, avea zilele ei proaste.
Uneori, Evan se întreba dacă în mintea ei era și acel Moș Crăciun. Amândoi se bazau unul pe celălalt, dar copilul nu a putut să nu simtă că casa era singură din când în când. Evan îi spusese mamei sale despre Moș Crăciun în primii câțiva ani după moartea tatălui său, dar apoi se hotărâse să pretindă că a depășit acea fază. Nu voia să pună greutate în plus pe umerii mamei și ultimul lucru pe care vroia să-l facă a fost să pară că ar fi un copil. Dar Evan nu a putut ascunde convulsiile. Nu putea ascunde faptul că uneori era absorbit de o halucinație, deseori referitoare la Moș Crăciun. Mama lui părea să dea vina pe trauma pe care a trăit-o după moartea tatălui său. Sigur, poate că nu toți copiii ar experimenta acest tip de traumă, dar fiecare este diferit, nu-i așa? Evan i-a spus bună dimineața mamei și a continuat să-și mănânce fulgii de porumb. Șemineul era chiar în dreapta lui, iar acesta s-a gândit că ar putea să zărească roșu cu coada ochiului. Capul i s-a întors. Nimic. Paranoia. Sau poate că Moș Crăciun îi juca feste. Oricum, lui nu-i plăcea să-l vadă pe Moș Crăciun în carne și oase. Îl văzuse deja. De 5 ori, mai exact. Și avea să-l vadă a 6-a oară, pentru că în fiecare ajun de Crăciun, la ora 20:13, exact ora în care căzuse tatăl său, Moș Crăciun apărea în șemineu și Evan a fost mereu acolo pentru a-l urmări cum își face apariția. Atunci, el a decis că anul acesta va fi pregătit. Nu ar fi diferit de oricare alt an. Moș Crăciun avea să apară în șemineu exact în aceeași oră, cu anul precedent și cu un an înainte, și cu un an înainte de acel an. Mama nu a fost niciodată prin preajmă. Se culca întotdeauna de vreme în ajunul Crăciunului sau stătea în pat toată ziua. De data aceasta, Evan nu ar privi neputincios la Moș Crăciun, ci l-ar distruge odată pentru totdeauna. Chiar, de ce nu se gândise la asta înainte? În acea zi, Evan s-a închis în dormitorul său. El și-a distras atenția cu jocuri pe computer și alte activități, în timp ce plănuia tot timpul cum avea să scape de Moș Crăciun când își va fi făcut apariția. Înainte să moară tatăl său, avea o pușcă de vânătoare care atârna de un cârlig în perete. După moartea lui, fusese ascunsă în garderobă, care se afla, desigur, în dormitorul în care dormea mama lui. O armă era singurul lucru la care se putea gândi că ar putea ucide acea entitate demonică, pe numele său, Moș Crăciun. Ce altceva era să facă? Să strige câteva cuvinte sfidătoare și să-l atace pe Moș Crăciun cu mâinile goale? Vechea pușcă de vânătoare a răposatului său tată era singura armă la care avea acces. Singura problemă era să o scoate din garderobă fără ca mama lui să-l prindă. Totuși, aceasta s-a dovedit a fi o sarcină mai ușoară decât credea Evan. Când mama a ieșit să facă niște cumpărături, acesta s-a dus direct la ușile dulapului și a început să cotrobăie printre haine. Atunci a suferit criza. Evan tocmai văzuse arma când o zguduire bruscă îi străbătu corpul. Mușchii îi erau paralizați, articulațiile înghețate pe loc. Evan n-a putut face altceva decât să se uite neputincios în timp ce cădea cu spatele pe podeaua de lemn. O senzație electrică i-a străbătut corpul, care acum tremura nebunește pe podea. Umbrele au dansat în fața ochilor lui când au început viziunile. Îl văzu pe tatăl său, acum un schelet acoperit cu cenușă, purtând o pălărie de Moș Crăciun, holbându-se la el prin orbitele goale. A văzut un pom de Crăciun împodobit cu membre, organe însângerate și ceea ce păreau a fi intestine desfăcute. A văzut gheare ondulându-se în fața ochilor săi, gheare care l-ar tăia în două dacă doar ar clipi. Evan și-a revenit exact când a auzit mașina trăgând pe alee. Se uita frenetic în jur, căutând pușca de vânătoare. Ceva subțire și negru, ieșind dintr-o grămadă de haine, i-a atras atenție. Pușca. O smulse și se îndreptă spre camera lui, fără a-și aminti să închidă ușa dulapului. Tocmai ajunsese în dormitorul lui când mama deschise ușa din față. Abia când mama l-a strigat o oră mai târziu: "Hei, Evan, ai umblat cumva prin garderoba mea?" El și-a amintit că neglijase să închidă ușa dulapului. "Da," a răspuns Evan, gândindu-se repede. "Am căutat o jachetă, știi, din moment ce toate celelalte ale mele sunt prea mici.
e destul de frig afară, cu zăpadă și toate cele. Evan era mândru că vocea lui nu tremura atât de mult. Din această cauză, mama lui nu a mai pus alte întrebări. În acea zi, Evan a experimentat o criză în dulap, fulgerări frecvente de mișcare cu coada ochiului și o scurtă halucinație. De obicei, era mai rău în această perioadă, dar a avut noroc. Coșmarurile au fost mai ușoare în noaptea aceea. A doua zi, și-a dat seama că nu are gloanțe pentru pușcă. Uitase să le caute în panica ce-l cuprinsese, fiind mai preocupat să nu-l prindă mama sa în garderobă. Mama nu a ieșit la cumpărături în ziua aceea, dar Evan a decis să se uite oricum prin garderobă și, dacă îl întreba, ar inventa aceeași minciună ca ieri. După câteva scotociri serioase, a găsit 3 gloanțe rătăcite, ascunse într-un colț al dulapului, într-o carcasă de plastic. De această dată, nu a uitat să închidă ușa dulapului. El și-a băgat gloanțele în buzunar, în caz că s-ar întâlni cu mama lui pe hol. Dar n-a făcut-o. Planul părea reușit. În acea zi, Moș Crăciun i-a vorbit lui Evan. Cuvintele au fost rostite în capul lui, dar el știa bine cui îi aparțineau. Evan a constatat că nu-și putea aminti majoritatea discursului după aceea, dar știa că are ceva de a face cu planul lui de a-l ucide pe Moș Crăciun. Desigur că Moș Crăciun putea intra în capul lui Evan, așa că de ce n-ar putea să-i citească gândurile? Asta tocmai făcuse. Totuși, Evan nu era pregătit să renunțe atât de repede. În acea zi, s-ar putea să fi văzut o mulțime de lucruri care nu erau acolo, dar el se gândea doar la acea pușcă încărcată. Pe 22 decembrie, Evan nu numai că l-a auzit pe Moș Crăciun și și-a experimentat viziunile, dar a simțit și ghearele lui Moș Crăciun pe propria sa carne. La un moment dat, a simțit ca și când o pisică își trecea ghearele peste brațul său, dar nu era nimeni acolo. Totuși, asta nu a împiedicat curgerea sângelui. Când mama l-a întrebat ce s-a întâmplat cu brațul lui, el a spus că Stormo l-a zgâriat. Evan avea o pisică bătrână pe nume Stormo și nu era străin zgârieturilor sale. Mama nu a observat crizele și halucinațiile, pur și simplu pentru că Evan s-a închis toată ziua în camera lui. A fost o experiență jalnică, dar Evan știa că trebuia să o facă pentru a evita suspiciunea. Văzându-și fiul închis în cameră, mama a pus acest lucru pe seama traumei precedente cu tatăl său și a crezut că fiul ei are nevoie de ceva timp singur pentru a se detașa de tot ce avea legătură cu acea experiență. Evan nu a avut probleme cu asta. Ziua de 23 a trecut repede, dar 24 a fost cea mai proastă zi pe care a trăit-o până acum. Și-a petrecut mare parte din timp fiind chinuit de prezența demonică a lui Moș Crăciun, mesajele lui înspăimântătoare răsunându-i în urechi. Odată, mama a intrat în cameră în timp ce avea o criză pe patul său, dar a reușit să evite bănuielile, spunând că se afla în mijlocul unui coșmar. Timpul trecea pe măsură ce Evan devenea din ce în ce mai chinuit. Mama lui s-a culcat devreme, așa cum făcea de obicei în ajunul Crăciunului. După 2 ore, Moș Crăciun și-a făcut apariția. În fiecare an, Evan fusese la șemineu la ora 20:13, dar asta pentru că entitatea demonică, Moș Crăciun, își dorise să fie acolo. Își simțise picioarele mișcându-se și nu reușise să le oprească. Moș Crăciun a vrut ca Evan să fie acolo pentru a-l vedea în carne și oase. Acesta a fost motivul pentru care Evan s-a asigurat că are pușca bine strânsă în mâini înainte de a sosi momentul. El se uită nervos la ceas. Era ora 20:13 și nu s-a întâmplat nimic. Dar la nici 20 de secunde după, și-a simțit picioarele mișcându-se pe hol spre salon. Mâinile lui au deschis ușa salonului, s-a apropiat de șemineu. Perdelele erau trase, luminile erau stinse. Era întuneric, iar Evan nu putea vedea nimic, în afară de silueta lui Moș Crăciun în șemineu. Îi putea vedea conturul și nu erau străine ghearele care atârnau de o parte și de alta entității. Evan a simțit prezența lui Moș Crăciun. Știa că fața aceea demonică va fi în curând iluminată de o lumină fantomatică și Evan îl va putea vedea în carne și oase. Apoi ar ridica pușca, ar apăsa pe trăgaci și totul
se va termina. Sau așa spera el. A rămas acolo pentru ceea ce părea o veșnicie. Apoi au apărut orbitele goale și sângerânde. Pielea aia albă, aproape transparentă. Dinții ascuțiți și însângerați care se vedeau din spatele buzelor lipicioase. Costumul zdrențuit de Moș Crăciun, uns cu sângele victimelor nevinovate. Și, cel mai rău dintre toate, setul lung de gheare de la mâinile sale, ascuțite ca niște cuțite care târnau de fiecare parte. Evan era îngrozit. Stătea paralizat de frică, în timp ce Moș Crăciun zâmbi și își ridică mâinile spre el. Evan nu se putea mișca. Nu putea face altceva decât să privească cum ghearele se apropiau din ce în ce mai mult de el. Era prea târziu să tragă acum. Totul se terminase. Dar cum Evan stătea încremenit, mușchii s-au încordat și degetul i s-a strâns în jurul trăgaciului. S-a auzit o bubuitură groasnică, urmată de un fulger orbitor de lumină. Apoi, totul a devenit negru. Evan s-a trezit când mama sa îl scutură frenetic, clipi, încercând să-și dea seama ce se întâmplase. Apoi și-a amintit. El îl omorâse pe Moș Crăciun. Mama a spus că a auzit o bubuitură și a venit să vadă ce s-a întâmplat. Când a văzut că Evan ținea pușca de vânătoare, primul ei gând a fost că acesta se împușcase, dar ulterior a văzut că nu era nicio rană vizibilă de glonț și că acesta încă respira. Evan era epuizat, dar prea fericit să comenteze. Chipul său schița un zâmbet. Am reușit, șopti el. Mama părea îngrijorată. Nu ești bine, Evan. Te duci cât mai curând la un medic. Îmi fac griji pentru tine. L-am ucis pe Moș Crăciun, a bolborosit Evan, fără să țină seama de preocupările mamei sale. A fost copleșit de bucuria că Moș Crăciun nu va mai face parte din viața lui. Nu sunt doar îngrijorată pentru tine, Evan. Sunt și destul de supărată pe tine, a spus mama în timp ce îi se încruntau sprâncenele. Cumva ai vandalizat șemineul. Pare o scenă desprinsă dintr-un film de groază. Evan se încruntă la rândul. Nu am vandalizat niciodată șemineul. Atunci, cum explici asta? Spuse mama, arătând către șemineu. Evan și-a răsucit capul spre șemineu. Pe peretele de cărămidă din spatele șemineului fusese scrise niște litere de culoare purpurie. Vopseaua părea proaspătă, iar Evan o vedea încă prelingându-se pe perete. Dar aceea nu era vopsea, ci sânge. Scria: Ho, 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 voi veni după tine. Salutare și un Crăciun fericit tuturor! Sper că ți-a plăcut povestea aceasta tematică, iar dacă mai vrei să auzi și alte povești, nu uita să dai un like, un share, un subscribe, un comment și să împarți acest videoclip cu prietenii tăi. Astfel, ajuți canalul să crească. Până data viitoare, un Crăciun fericit încă o dată și nu uita! Nu poți ști niciodată ce se ascunde în întuneric.